Domnule părinte, am început greu în seara asta, dar am început așa pentru că unul dintre lucrurile la care mă gândesc este că singurătatea probabil este unul dintre cele mai mari probleme în general, dar mai ales atunci când vin sărbătorile. E așa? Mihai, dragul meu, tanti Lenuța reprezintă România. Tanti Lenuța este românul prin excelență, o inimă mare. Românul este cel care se descurcă și cel care în aparență spune că e greu. Dar dacă ai fost atent, că eu mă uit în spatele cuvintelor, tanti Lenuța era atât de puternică încât asta este doar coaja, că e greu. Dar ea a spus la jumătatea interviului, felicitări echipei, au fost minunați. Da. A spus așa, când ies din casă sunt cu Dumnezeu, vorbesc cu Dumnezeu. Deci ea nu era singură, de fapt. Și știi ce m-a impresionat, părinte? Faptul că spune că pleacă, se roagă la Dumnezeu, în permanență se roagă la Dumnezeu să ajungă acasă. Dar face un lucru care dovedește nu doar că spune din gură că se roagă și așa mai departe. Când intră Cristi în casă cu echipa, da, făcea o ciorbică, da, și zice, vreți și voi? Ce frumos! Adică primul lucru a fost, da, acea generozitate, dragoste, da, fiind, dragostea enormă, da, 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 tanti Lenuța având realmente probleme, da, cu, da, da, cu banii și cu acoperirea, da, cheltuielor, da, de când, da, au venit gazdele și așa, da, mai departe. Dar primul lucru, din puținul, da, pe care, da, să dea. Să știi că românul nu poate să trăiască fără să ofere. Vezi tu că ea se simțea bine atunci când dăruia bunica mea, Anica, la fel ca tanti, la fel, spunea, aolo, maică, a trecut ziua și n-am dat ceva. Și tăia două ferii de cozonac și ieșea în drum, lângă câmpina unde am crescut eu, și întreba, maică, vrei două ferii de cozonac? Da, mamaie. Și venea în casă și zicea, am reușit astăzi să fac o faptă bună, maică. Deci, cumva, românul are în adâncul sufletului lui câteva atribute. Și vreau să spun că pandemia le-a scos și mai frumos la lumină, ca florile. Dragostea de oameni și puterea de a te descurca, de a te adapta oricărei situații. Această femeie este România. Ea este puternică în spate, se cam plânge, că și nouă ne place să ne plângem, vai, vai ce ne mai place să ne plângem. Dar în spate e o putere, Mihai. Dumnezeu este în smerenie, Dumnezeu este în necaz. Dacă ai înțeles rostul necazului, și această femeie ne-a arătat că deși ea aparent spunea așa, puterea era cu ea, ea era echilibrată, avea drumurile stabilite, avea viața. Deci femeia asta nu trăia un iad. Iadul este în singurarea, nu singurătatea, în singurarea. Ceea ce trăiește Hristos în aceste seri de deni, că toți românii au fost la deni în serile astea, când Iisus Hristos a fost părăsit de ucenici, când a fost părăsit și vândut de Iuda, părăsit de toți ceilalți și apoi părăsit de Tatăl, acolo e durere. Însă noi românii avem de la Dumnezeu un har mare, puternic. Uite-te cum au fost alte popoare în pandemie și cum ne-am descurcat noi. Ne-am descurcat astăzi. Te duci în muntele Athos și se face test în nas de 3 ori. Astăzi, când vorbim noi, da, a venit cineva din muntele Athos, Doamne ferește. Acolo încă ei nu cred că s-a terminat pandemia. Încă este multă frică, este multă angoasă, multă teamă. Românul are puterea de a se adapta. Și aici, această femeie, simt că fiecare dintre cei care au vărsat o lacrimă în seara asta, văzând materialul vostru, au înțeles. Asta e România. Da, această femeie este România. Părinte, dacă aceasta este România și mă bucur că prezentați lucrurile în felul acesta, pentru că, da, ea, tanti Lenuța, suntem noi și am putea să fim noi la un moment dat. Dar vreau să vă întreb ceva. Mă gândeam așa înainte de a difuza acest material și mă gândeam la faptul că de aceste sărbători sunt foarte mulți oameni singuri, așa, da, cum se întâmplă. Oameni așa singuri este ca tanti Lenuța. Oameni care sunt femei văduve. Da, da, așa este, adevărat. Mulți. Așa este. Cum ar fi la această sărbătoare? Pentru că noi știm foarte bine de Paște să gătim bine, mm-hmm, ne place să mâncăm, mm-hmm, cu familia, ceea ce este foarte important, să ne bucurăm. Bucuria învierii Mântuitorului este totuși o bucurie care nu poate să aibă margini. Da. Cum ar fi ca tanti Lenuța și altă tanti Lenuța și alte persoane care sunt singure, da, să le invităm la noi la masă cu familia noastră? E bună noastră ideea ta, Mihai. Uite, noi în parohie, uite, e o parohie mică, parohia mea are 3 scări de bloc, am o parohie mică, mică, dar e plină de oameni care vin cu dragoste acolo. Și noi avem așa, următoarea tradiție.
cumpărăm multe daruri din magazine, adunăm și tinerii merg și dăruiesc bătrânilor din parohia noastră. Și avem tot așa bunicuțe din astea. Maică, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Vreau să spun ceva. În multe parohii se întâmplă asta. Biserica păstrează această valoare uriașă a iubirii, a filantropiei. Da. Uite cu ucrainienii, 4,5 milioane de euro s-au dus înspre vămi și au fost primiți în case ucrainienii. Românul are această dragoste. În pandemie, la fel, biserica a răspuns nevoilor oamenilor. Și astăzi, în parohii, acești oameni singuri nu sunt de fapt singuri. Comunitatea parohială, comuniunea din parohie, îi ajută pe acești oameni. Noi avem bătrâni pe care îi iubim, Nea Ion de la colți de acolo, de la Lumânări, care mai ajută, tanti Maria de lângă Pangar, de acolo, îi luăm în brațe, îi ajutăm, îi sprijinim, ei sunt cumva Iisus Hristos. Pentru că de cei mai însemnați între... Da, acestor prea mici. Da. Noi, cu toate, avem aroganța să ne uităm așa cu umili către cei mai mari decât noi pe scară socială și să-i bajocolim pe cei de sub noi. Sau să ne purtăm urât chiar cu mamele noastre. Și aș atrage atenția. În această noapte în care noi toți ne gândim la răstignirea lui Iisus, când Iisus a răstignit pe cruce și după ce a spus, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac, s-a uitat la mama lui și a spus lui Ioan, iată mama ta. Adică el în cuie a avut grijă de mama lui care l-a crescut și atunci i-a spus lui Ioan să o ia acasă, să aibă grijă de Maria. Și atunci noi, care avem mame și pe care le sunăm și le repezim la telefon sau spunem, lasă-mă mamă că sunt ocupată, am treabă, ne purtăm frumos cu oameni pe care nu iubim și nu-i cunoaștem la colțul străzii sau la birou și când te sună mama ta, câteodată ești căpoasă, ești căpos sau n-ai timp de mama ta. Haideți în această noapte să ne amintim de bătrânele astea minunate, mamele astea minunate, care n-au nevoie decât de sărut mâna, mamă dragă. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Că uite așa se întoarce cercul. Te-a purtat în brațe, ți-a dat sânul ei. N-ai putut să trăiești fără ea și la finalul vieții ei o porți tu în brațe. Așa ar fi bine. Îmi aduc aminte când s-a dus mama mea la Dumnezeu. Mămica mea avea 54 de ani când s-a întors din Israel și s-a avut un accident vascular și am luat-o în brațe și a plâns cu mine și mi-a spus, ai grijă de ceilalți frații tăi. Și avea doar 54 de ani, mămica mea. S-a uitat în ochii mei și a spus, ai grijă, rămâi în locul meu. Acest luat în brațe ar trebui replicat. Dacă ai o mamă, ia-o în brațe. Dacă ai o bătrână, o bunică, ia-o în brațe, n-o repezi. Cu toate nu le răspundem la telefon, suntem prea ocupați, suntem prea încrezuți să-i mai iubim pe acești neînsemnați, dar de fapt ei au puterea să te facă pe tine să înviezi. Cum? Că după ce tu o suni pe mama ta și îi spui să rămână mamă dragă, după ce închizi, mama aia spune, Doamne, dă-i Doamne sănătate copilului meu. Dar dacă tu o superi și ea plânge că n-ai băgat-o în seamă sau că ai vorbit urât sau că reverși lăturile minții tale în inima ei, că îți merge ție rău, ce ți s-a întâmplat ție la birou, pe ce poate mama ta să te ajute? De ce să-i spui tu prostiile din capul tău mamei tale? Spune-i veștile bune mamei tale. Uneori ne batem joc efectiv pentru că n-avem cui să spunem și spunem acestor ființe dragi. Este seara în care ar trebui să ne gândim că dacă Iisus Hristos și-a iubit atât de mult mama și-a încredințat-o lui Ioan, haide să ne iubim și să ne respectăm mai mult mamele. Iubite părinte, de multă vreme vă iubesc, vă urmăresc. Mă bucur. Dar în seara asta Dumnezeu a făcut ca să ne vedem în sfârșit. Și înainte de a trece la întrebări pe care oamenii le au, avem tot felul de întrebări pe care într-un astfel de moment parcă avem sufletul mai deschis pentru a auzi răspunsurile. Dar înainte de a ajunge la întrebări, cu harul pe care îl aveți, spuneți-ne ce este cel mai important din ceea ce s-a întâmplat în Joia Mare. Că s-au întâmplat niște lucruri extrem de importante. Da, da, da. Ce ar trebui să reținem pentru restul vieții cu privire la Joia Mare? Da. Joia Mare, cina cea de taină, reprezintă vârful propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos. Înainte de pătimirea sa, de condamnarea sa la moarte, Mântuitorul nostru a avut o cină. Deci totul se petrece la o masă. Așa cum și bucurile din casă de la noi sunt la masă. La cina cea de taină, el stă la masă cu Iuda, cu cel care deja îl vânduse.
cel care spusese ce îmi veți da mie, acest nenorocit de mie, egoismul ăsta, iubirea de argint, iubirea de putere, iubirea de bani, patima asta nenorocită care a schimbat structura lui, pentru că el participase la minunile pe care le-a făcut Iisus și totuși îl vinde. El stă la masă Iisus cu Iuda inclusiv și le oferă în chip tainic potirul. Beți dintr-o acesta, toți acestea este sângele meu. Aceasta s-o faceți spre pomenirea mea. Deci el instituie taina sfinte, euharistii, când prin pâine și vin, el vine în pâine și vin, trupul și sângele lui ni-l dăruiește nouă. Deci el n-a murit în istorie odată și gata. Nu, tată. El moare și înviază în noi. El este în noi, ne-a spus, împărăția lui Dumnezeu e în voi. Hai să nu mai căutăm prin cer, hai să nu mai căutăm cu sceptrul în mână, să nu mai căutăm în picturi din astea care ne bate, ne biciu. Doamne ferește, Doamne, nu e ăsta Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru este în noi, conștiința noastră, gândul ăla bun, mă, nu e bine ce faci, acolo e Dumnezeu. Și atunci Iisus la masa sa minunată, la cina cea de taină, le-a dăruit trupul și sângele său în chip tainic, într-un mod în care ei puteau să-l guste. Că n-am fi putut altfel să vedem carne și sânge, nu? Și atunci el în chip tainic instituie Sfânta Liturghie și apoi pe cruce îi curge sângele din trup până la sânge și apă, adică ultima picătură din sângele lui cade pe pământ pentru mântuirea noastră. Deci el ia în iubirea lui toate păcatele lumii, le topește în iubirea lui și ne dă darul iertării. Tu, Mihai, trebuie de Paștele ăsta, ca și Iisus, și eu și orice om, ar trebui să topească în iubirea lui proprie păcatele din jur, păcatele celor din jur, din familie, le topim în iubirea noastră, nu evidențiem păcatul, minimizăm răul și maximizăm binele. Și astfel ne asemănăm cu Hristos. Asta cred că ar trebui să facem fiecare dintre noi. Deci pentru ziua de joi, joia cea mare înseamnă cina cea de taină și spălarea picioarelor. Adică Iisus Hristos le-a spus așa: vreți să fiți mari, vreți să aveți succes, vă arăt eu care e succesul. Și a pus ștergarul și le-a spălat picioarele. Și a spus așa: dacă vreți să fiți mai mari, să fiți slujitori. Eu de-aia nu accept să nu mă numesc decât atât, simplu preot. Nu am nevoie de niciun rang, atât preot. Adică slujitor, eu sunt slujitorul tău. Te slujesc pe tine și te iubesc și tu îmi dai înapoi ceva ce numai dragostea poate să ofere. Regele inimilor a fost Hristos, nu rege politic. N-a eliberat Israelul de robia romană. Nu. El era regele inimilor, dragul meu. Pentru asta a venit Hristos. Impresionant, Părinte. Fiul lui Dumnezeu, nu doar că vine în lumea asta pentru noi, pentru a se jertfi pe sine ca și să ne dea această certitudine, nu doar speranța că moartea a fost învinsă, până la Mântuitorul, moartea era finalul. Și iată că Mântuitorul ne deschide o poartă fantastică. Dar faptul că Fiul lui Dumnezeu în această seară coboară în genunchi pentru a spăla picioarele lui Iuda. Lui Iuda, picioarele lui Iuda, tu îți dai seama. Și adică un concurent de-al tău. Ai un concurent, nu știu, Măruță. Nu știu, dau un nume. Nu știu, dau un concurent al tău care are share-uri mai... Nu cred că n-are nimeni share-uri mai mari decât ale tale. Sigur că nu știu, un om pe care tu îl invidiezi, să zicem. Da. Ai putea să-i speli picioarele? Cu ajutorul Dumnezeu da. Asta se face. Adică ideea asta este. De fapt, el ne-a dat acest exemplu. El îi spală picioarele lui Iuda, cel care îl vinde, tocmai arătându-ne prin asta că singura putere autentică a lumii e iubirea. De fapt, aici este taina. Iisus Hristos, când a fost răstignit și strigau cărturarii farisei: coboară-te de pe cruce! Păi nu putea, putea să se coboare de pe cruce dacă vroia. Dar nu s-a coborât, avea puterea și nu o folosea. Părinte, decât în dar să vă întreb ceva. Deci Mântuitorul joi seara ia această cină, da? Această masă, le deschide această dimensiune fantastică, răspune pâinea și trupul și nu, da. Am fi vrut oricare să fim acolo acum, înțelegând ce a fost acolo. Dar cu toate astea, Mântuitorul ne lasă niște cuvinte în Scriptură spunând: iată, eu stau la ușă și bat. Asta e super. Dacă cineva aude glasul meu și îmi deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el. Da, adică e încă valabil. Da. Aici este smerenia lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii ca Dumnezeu, nu poți să fii ca Dumnezeu, să vrei să fii ca Dumnezeu decât în smerenie. Smerenia ce înseamnă? Să faci totul și să te așezi smerit, să te ascunzi în spatele faptei. Cu multă smerenie ne întrerupem pentru 15 secunde și revenim.
Când durerea de cap persistă și totul în jur se transformă în zgomot, antinevralgic pe, sau când durerea musculară te oprește din drum, antinevralgic pe, și atunci când durerea dentară te ia prin surprindere, antinevralgic pe. Prin combinația celor trei substanțe active, antinevralgic pe acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare sau articulare. Antinevralgic pe, nu lăsa durerea să îți transforme viața de zi cu zi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Că el se lasă în mâinile noastre, a doua smerenie. Noi suntem pe poza, e foarte bine, despre asta vorbeam. Deci, părinte, mai spuneți o dată, Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos... Deci el ne-a creat, da. El ne-a creat, el e Dumnezeu. Da. Ne-a creat, el a făcut casa, el a făcut ușa, el a făcut totul, ne-a dat totul nouă și ne spune așa, uite, am făcut totul, îți dau ție cadou, ai totul, ai sănătate, ai minte luminată, ai tot, da, Mihai? Și uite, eu am făcut tot, ți-am dat dar. Și dacă vrei îmi deschizi, numai dacă vrei tu, cât de mărinimos e Dumnezeu, să spună și ție... Și spune, eu stau la ușă și bat, ca și da. Când... Ca și cum, incredibil, ca și cum aș fi musafirul, deși eu sunt proprietarul, înțelegi? Aici e tare. Sunt două gesturi de smerenie uriașe ale lui Dumnezeu care îmi copleșesc mintea. Mă termină chestia asta. Smerenia lui, că el și-a dat trupul și sângele lui și el, Dumnezeu, se lasă în mâna mea păcătosului preot. Deci el se lasă, se așează în mâna mea și eu îl iau pe el și îl gust și mă îndumnezeiesc. Păi eu sunt un ticălos, sunt un nemernic, nevrednic de lucrarea lui Dumnezeu și el, deși eu sunt ticălos și nemernic, el vine la mine. Sperătarea păcantelor, da. Nu? Domnilor și domnilor, luăm o scurtă pauză și dacă ați fost la biserică, ceea ce e foarte bine dacă ați făcut în această seară, și dacă nu ați fost, haideți în această seară, pe ultima parte a emisiunii, să facem ceva ce cred că este vital în fața unei sărbători într-atât de mari. Mântuitorul a murit pentru noi și a înviat. Este cel mai mare dar pe care omenirea a putut primi vreodată. Ne întoarcem imediat.